Bună tuturor și bine ați revenit pe canalul meu! Sunt Gina, iar astăzi vom pregăti împreună o rețetă dulce și răcoroasă, perfectă pentru a te răsfăța în această vară. Este vorba despre prăjitura de mere cu bezea care va cuceri fiecare centimetru al papilelor gustative. Pentru blatul nostru aromat vom avea nevoie de următoarele ingrediente. 3 kg de mere, 200 de grame de unt, 200 de grame de zahăr, o linguriță de scorțișoară pentru o notă caldă și condimentată, pesmet pentru a forma o bază crocantă și delicioasă. Pentru cremă vom avea nevoie de următoarele ingrediente: 6 gălbenușuri, 250 de grame de zahăr, 2 plicuri de zahăr vanilat, 1 litru de lapte, 160 de grame făină, 100 de grame de unt, pentru a conferi un gust bogat și o textură catifelată. Și acum, pentru delicioasa glazură bezea, avem nevoie de următoarele ingrediente: 6 albușuri și 100 de grame de zahăr pudră pentru îndulcirea perfectă și pentru a crea acea crustă caramelizată irezistibilă. Pentru început, haideți să pregătim tava în care vom coace prăjitura. Avem nevoie de o tavă mare de 30x40 de centimetri cu margini înalte. Tăiem o bucată mică din untul pentru blat. Ungem tava cu acest unt, iar apoi acoperim fundul tăvii cu un strat generos de pesmet. Spălăm merele și le curățăm de coajă. Trecem merele prin răzătoarea mare. Tăiem untul rămas în cubulețe. Peste merele rase vom adăuga zahărul, scorțișoara și untul. Amestecăm bine toate ingredientele până se omogenizează. Așezăm această compoziție aromată în tava pregătită. Iar acum le băgăm la cuptorul preîncălzit la 185 de grade pentru 35-40 de minute. Pentru crema noastră fină, punem într-un castron gălbenușurile, zahărul, făina, zahărul vanilat și puțin lapte. Le amestecăm cu ajutorul unui tel până obținem o pastă omogenă. Acum adăugăm restul de lapte și continuăm să amestecăm. Vom fierbe această compoziție la baie de abur, amestecând mereu cu grijă până obținem o budincă delicioasă. Când crema noastră este gata, o vom îndepărta de pe foc și vom încorpora untul pentru a-i conferi o textură incredibil de catifelată. Apoi, cu grijă, turnăm crema peste blatul pregătit anterior. Pentru glazură, vom bate spumă albușurile, adăugând treptat zahărul pudră până obținem o consistență tare și fermă. Cu grijă, turnăm glazura peste crema noastră delicioasă.
Dăm din nou prăjitura la cuptor, la 180 de grade, pentru aproximativ 10 minute sau până ce bezeaua capătă un aspect caramelizat irezistibil. Prăjitura noastră delicioasă este gata de a fi savurată. Așteptăm să se răcească complet înainte de a o tăia în felii tentante. Vreau să vă mulțumesc din suflet tuturor urmăritorilor noștri speciali. Voi sunteți cei care ne motivați să aducem rețete minunate în fiecare săptămână. Dacă încă nu ne urmăriți, vă încurajez să faceți asta acum și să vă bucurați de mai multe delicii culinare pe canalul nostru. Voi sunteți esențial pentru noi și suntem recunoscători pentru sprijinul vostru. Nu uitați, dragilor, până data viitoare să gătiți din inimă. Astfel veți adăuga o doză de iubire în fiecare farfurie.